mi l-a luat deja, what the fuck. Mamă, 1000 de gemuri direct. Bam, 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 bam. Bă, stai bă că nu mai calific. Nu pot să cred, dar nu m-am calificat. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Stumble Guys. În episodul de astăzi vom lua foarte multe skin-uri noi. Atâta pot să vă zic că o să urmeze un super, super episod, pentru că tocmai ce s-au adăugat două skin-uri noi, eu nu le-am mai văzut în shop și chiar mă uitam zilele astea să văd bă ce skin-uri se mai adaugă și am înțeles că în weekend urmează să se adauge ceva. Este sâmbătă. Văd că pe la ora 11 cred s-au adăugat aceste skin-uri. Avem skin nou, legendar, se numește Anubis Guaranteed, așa se numește acest skin. Și îl mai avem pe Pinocchio, mă rog, se numește Puppet, cred, acest skin, care este 400 de gemuri, deci undeva la 1400 de gemuri pentru aceste noi skin-uri. Și plus de asta am păstrat aici să luăm acest skin gratis și o să mai deschidem foarte, foarte multe chestii. O să luăm și Stumble Pass-ul, pentru că nu am apucat să-l iau, o să-l completăm, o să fie nebunie episodul ăsta. Deci, lăsați acolo un mare, mare like, pentru că vom face rost de multe, multe skin-uri. Și abonați-vă dacă mai vreți episoade în continuare de Stumble Guys. Și o să luăm oferta cu 5.000 de gemuri. 5.000 de gemuri, băieți și fete. Uitați-vă și voi aici. Sunt pregătiți, apăs pe asta, așa că nu vreau ca să o cumpăr. Dar să vă zic o chestie foarte ciudată. Eu sunt acum pe emulator, da. Sunt pe emulator, vreau să cumpăr oferta asta și 63 de lei. Eram pe telefon și era 100 de lei. Bă, ce s-a întâmplat? E reducere de emulator, nu știu care e treaba. Eu mă bucur că dau mai puțin bani, dar haide să cumpărăm oferta și să nu mai pălăvrăgim atâta. Dar până cumpăr eu această ofertă, nu uita să lași un like. Bă, te văd eu acolo, mă, că nu lași like. Bă, te simt, stai pe spate, nu lași like. Dă un like pentru oferta asta. Hai cu gemurile, au venit gemurile, 5.000 de gemuri. Uite, vorbeam și cu Nocivanu zilele trecute și îmi zicea că el joacă pe Steam. Știți că puteți să jucați și pe calculator. Eu tot joc pe calculator, dar joc oarecum pe telefon, pe un emulator. Și el zicea că ofertele sunt mult mai scumpe la el. Și, na, nu știu care-i treaba cu situația asta. Urât că sunt diferite ofertele. Avem aici, hai să începem cu skin-ul gratis pe care îl primește toată lumea. Probabil că-l știți, probabil că l-ați luat și voi deja. Dar eu nu am apucat să-l iau. Mister Stumble Bot, așa se numește. Și mamă, mă uitam pe aici. Băi, e skin-ul lui Neymar, ce se întâmplă aici? Ok, hai să luăm pe Pinocchio. Prima dată, luăm pe Pinocchio. Mamă, am apăsat direct, mi l-a dat. What? Mamă, nici n-am apucat să fac altceva. Bun, și o să luăm pe Anubis. Uitați-vă câte... Mi l-a luat deja, what the fuck. Mamă, 1000 de gemuri direct. Bam, 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 bam. Bă, ești nebun, Equip Now Anubis și asta a fost. Mamă, s-au dus 1500 de gemuri în 2 secunde. Arată tare skin-ul ăsta, n-aveți ce să ziceți despre skin-ul ăsta. Mi se pare că arată super, super tare. Este și Legendary și ne mai lisesc totuși ceva Legendary aici, pe care le vom lua chiar acum din Stumble Pass. 1200 de gemuri. Mamă, eu acum stau să mă gândesc că am dat 1000 pe un skin și Stumble Pass-ul e 1200. Wow, asta e, cred că, mare țeacă. Ok, luăm aici Jack Lantern, pe care îl primești 100% odată ce iei acest Stumble Pass. Bun, și haide să luăm toate chestiile de aici, mai deschidem niște cutiuțe. Trebuie să ne și jucăm câteva meciuri cu ce am luat acum. Mamă, dăm și mie ceva nou. Dăm ceva nou. Nu, ăsta s-ar putea să nu-l am. Nu l-am. Interesant. Dăm claim la 10 d-astea. O să cumpărăm cu gemuri, pentru că, mă, din câte mi-aduc eu aminte, dacă cumperi tot Stumble Pass-ul, tu faci profit oarecum. Nu faci profit, practic tu poți să-l completezi, că îți dă gemurile astea, știi? Și asta e bine. Oricum, și de ieșim în minus, este foarte bine, pentru că vreau să-l completez. Haideți să completăm tot Stumble Pass-ul ăsta. Și bă, pentru 60 de lei n-am băgat 100. 100 e oferta pe telefon, am văzut. Și eu am avut reducere de șmecher, cum s-ar zice. Hai să luăm aici gemurile înapoi. Și practic cu 60 de lei am luat două skin-uri super faine. Completăm și Stumble Pass-ul. L-am și cumpărat, desigur. Hai să vedem, ajunge până la final. Foarte, foarte rapid. Luăm toate astea și o să le dăm și claim, desigur. Nu știu care e skin-ul de la final. E ăsta cu fantomița. Mamă, e tare rău, pentru că deblocăm foarte multe skin-uri.
Hai să luăm aici frumoșanu. Oricum nu terminam noi Stumble Pass un alt mod, pentru că durează foarte mult să joci. Bam, 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 bam. Oh, și ne dă asta. Hai să vedem pe ce am deschis. Ce ne pică? Ce ne pică? Ne pică puiul, vaca și puiul. Ba nu ne pică puiul. Ne pică ăsta pe care îl mai avem odată. Ah, am dat pe ăla de jos. Ok, mă mai uitam aici ce se află. Hai să luăm rapid ăstea se dau claim. Uite, avem și un emote. Avem și un taunt pe care nu prea îl folosesc din cauza când sunt pe telefon. Dar nu-i bai băieți. Footsteps. Asta e nou, nu știam. Ok, n-am folosit până acum. Avem și multe skin-uri, avem emote-uri. Cred că astea de deschis o să le păstrăm pentru un alt episod sau ceva, vedem. Să le deschidem pe toate, pentru că n-are rost să le deschidem acum. Oricum am luat multe skin-uri, footsteps. Bun, și în rest, cred că am luat, uite, mai avem stumble tokens, footsteps. Foarte tare aia cu pașii, gen să vezi pașii. Bun, emote, ok. Animație, dar nu știu ce animație. Ok, o să vedem după aceea și haide să luăm și Dead Fred se numește, cred. Boom, l-am luat pe Dead Fred, aia zic. Și foarte multe skin-uri noi avem aici, Stumble Pass-ul completat, toate bune, toate frumoase. Hai să vedem aici la Legendary, deci ne mai lipsesc 3. Din păcate ăsta nu cred că mai pot să-l iau pe Brian, Brainy Brian, pentru că a fost și trebuia să-l cumpăr. Tot așa era 1000 de gemuri, destul de mult din punctul meu de vedere. Mai e Super Guy pe care putem să-l prindem și Stumblestein nu știu cum pot să-l iei. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă mai am vreo șansă să le iau pe aceste două skin-uri. În orice caz vreau să joc cu acest, cu Anubis. Anubis mi se pare tare. Hai să ne uităm repede și pe la epice. Ne mai lipsesc câteva, 4 epice. Ok, la rare lipsesc mai multe. Și la comune și astea nu m-am uitat. Dar nu ne lipsesc atât de multe chestii. Adică clar avem mai multe de... Mamă, avem multe, multe comune în lipsă. Ok, trebuie să mai deschid de la free. O să lăsăm asta pe un alt episod, cu opening-urile și așa, cred că am luat suficiente skin-uri. Hai să-i dăm cu Anubis, vreau să văd cu Anubis ce cu skin-ul ăsta, frate. E ceva de el sau nu? Eu zic că arată tare, nu știu, mi-aduce aminte, pentru cei care au jucat LOL, de Nasus. Nu știu, da așa vibe de Nasus, pentru că e un fel de câine combinat cu tematica aia de Egipt, e destul de tare. Ia să vedem-o. E ceva de asta, bă, dar nu s-aude sunetul. What? Nu s-aude sunetul. S-aude așa puțin în surdină. N-are mă nimica. Bă, îmi place cum se vede. Îmi place capul. Că, na, pe ăla-l vezi prima și prima dată. Am pierdut puțin startul, dar asta este. Îmi place cum se vede de la spate. E interesant. Ok. Am picat direct pe aia de s-a înrotit. Tare rău. Îmi place. Mai jucăm. Oh, nu. Nu pica. Ok. Credeți că ne calificăm? N-am nicio idee dacă mă calific sau nu. Vin un coace PC. Vin o PC în coace. Let's go. Ne calificăm, mă. N-aveți treabă. Uite pe ăla cu robotul gratis. Hop. Da mă, tată. Ce s-a întâmplat, mă? Ați văzut? Am vrut să intru și mi-a dat la piedică. Nu pot să cred, bă, nu, n-ai cum, nu dai. Hai să dăm sunetul mai tare. Bă, cum să joci, mă, Stumble Guys fără sunet? Parcă își pierde tot efectul, ești nebun? Da, mă, da, ne-am calificat cu mumia. Nu e mumie, totuși, pot să-i zic Tutankhamun? Cred că pot să-i zic Tutankhamun. Hai să vedem, pivot push se numește harta. Bă, e ok harta asta, îmi place. Mi se pare puțin random la final. Trebuie să fii acolo atent. Hop. Mă, ce se întâmplă? Bă, de ce toți alunecă? N-am văzut așa ceva. Sunteți mărlani? Sunteți mărlani de alunecați toți? Mamă. Da, am cam pierdut startul, băieți. Că ne împiedică băieții. Bă, ce tryharder sunt, bă, n-am văzut. Tryharder rău de tot. Ia uite-l pe ăsta, mă. Eu nu pot să folosesc treaba aia, eu o am 100% și cu pumnul cred că am ceva. Dar nu pot să o folosesc din cauza că nu m-am calificat. Eu nu pot să le folosesc pentru că sunt pe telefon, n-am cum să, nu știu cum să zic, n-am cum, sau nu știu, hai să vedem dacă am cum. Dar meciul ăsta l-am pierdut. Bă, deci am picat cu
transpirați, ești nebun? Nu știu ce dans aleg aici. Am câteva dansuri, mă uitam. Uite asta cu zombie. Tare rău, nu știam, nu prea am intrat în meniul ăsta, sincer să fiu cu voi. Mi-am făcut aici emoturile, am pus prima să alunecăm, a doua să dormim, ia uite, dormim așa frumos, somnic, bun, ăsta să ne dăm peste cap. Și al patrulea am pus ăsta cu mortul, mi s-a părut funny. Hai să vedem footsteps, cum punem la footsteps, mama, asta e tare rău cu flacăra. Ia să vedem, mama, asta miroase, hai să punem pe asta cu mirositul. Bă, tare rău, nu știu, nu înțeleg de ce, nu am intrat în meniul ăsta până acum, efectiv, nu i-am dat importanță. Bun, hai să vedem, că vreau să folosesc emoturile, să vedem care faze, eu nu prea le-am folosit, pentru că știu că pe calculator apeși 1, 2, 3, 4, știi? Dar aici n-ai cum să apeși, știi? Ia să vedem, o. Floor flip, ha mă, e harta noastră, mă. A, deci eu nu pot să apăs. Deci, știți de ce? Eu am mouse-ul blocat în momentul de față. Eu practic cu mouse-ul mă întorc și eu nu pot să apăs. Înțelegeți? Trebuie să-mi pun un keybind ceva, știi? Da, asta e destul de nasol. Oarecum trebuie să pierd un match intenționat ca să-mi pun un keybind. Mamă, am picat pe alea fix când se schimbau. Am rămas pe insulă, da? Nu contează. Restul este un detaliu. Un detaliu neimportant. Mamă, ce miroase după mine. Wow. Uite-i pe ăștia. A, mersi frumos. Mă, ce se întâmplă, mă, cu playerii de așa transpirați? Doamne, pe ce joc am intrat? Bă, voi vedeți. Ia. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ok, hai să-mi pun măcar keybind-ul, că nu știu dacă mă mai calific. Hai să vedem. De pe cât zice? De pe cât aveam, dar n-aveam de unde să știu că am de pe cât. Ia să vedem. Hai să vedem. Deci apăs pe... Nu pot? What? Nu pot să apăs pe cât? A, uite. A, și 1, 2, 3, 4. Gata, am înțeles. Dar nu poți să folosești din prima. Eu n-am folosit emoturile astea niciodată, credeți-mă. A, ia să vedem. Ok, interesant. Nu e rău, dar e mai fain pe calculator. Chiar e mai fain pe calculator să folosești emoturile. Ia să vedem aici. Îi facem pe ăștia cumva? Interesant. Bine că avem aia, știi? Că mi se pare că e de la Battle Pass-ul trecut. M-am pins ăla, că voiam să-l împing și eu. Măcar știm să le folosim. Gata, e un upgrade. Hai să vedem. Aici, băieți. Ce se întâmplă aici o să fie interesant. Mamă, și putem să-i împingem ca lumea. Stai că mă împinge și pe mine. Hopa. Bă, stai așa. Bă, dar eu nu pot să împing pe nimeni. Au. Vreau să împing pe cineva. Ce se întâmplă, mă? Ce s-a întâmplat? Ce a fost asta? Wow, ce a fost asta? M-am alunecat, eu am picat. Asta nu e tare deloc. Pentru asta deschidem două d-astea. Hai. Ne pică legendară nouă. Hai. Trebuie să ne dea ceva. Aia nu aveam de lângă. Păi, trebuia să ne dea. Nu aveam pe aia de lângă. Hai. Da. Muci în ceai mi-a picat. Hai să mai dăm un meci. Haide, mă. Meciul nostru. Op. Ce se întâmplă aici? Mamă, ce bucate i-am dat lui ăla. Mă rog, că m-a dat în spate fără motiv. Aia e partea a doua. Mamă, dar câteodată e atât de lăguit jocul. Doamne, nu înțeleg. Ia. Op. Ce a fost, mă, asta? Deci e atât de lăguit emote-ul. Nu știu de la ce, dacă e de la emulator sau pur și simplu așa e. Hai să dăm și noi emote. Dăm un 2. Bă, stai bă că nu mă mai calific. Nu pot să cred, dar am emote și nu m-am calificat. Ok, învățare de minte să nu faceți chestia asta. Am crezut că după emote poți să ieși din emote când vrei tu. Dar nu e așa.
Băi, și fete, cam acesta ar fi episodul. Sper că a plăcut, o să mai facem episoade cu Stumble Guys. A fost un episod, Caterin, că n-am câștigat absolut nimic. Așa, am avut episoade în care jucam două meciuri, le câștigam pe amândouă. Da, sper că a plăcut. Băgați un like, eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!